Noaptea trecută, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu auto specială pentru descarcerare, una de stingere și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs în localitatea Malovăț. În accident a fost implicat un singur autoturism care a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un cap de pod. În urma accidentului, conducătorul auto a rămas încarcerat și a fost preluat de către echipajele medicale în stare de inconștiență, pasagerul din dreapta fiind în afara autoturismului fără a necesita îngrijiri medicale. Victima a fost extrasă prezentând traumatisme minore și fiind predată echipajului SMURD. După acordarea îngrijirilor medicale, persoana a fost transportată la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnu Severin. Noaptea trecută, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o auto specială de descarcerare, o auto specială de stingere și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs pe raza localității Malovăț. În accident a fost implicat un singur autoturism care a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un cap de pod. La sosirea pompierilor, o persoană se afla blocată în autoturism și a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea acesteia. Ulterior, victima a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD, fiind transportată la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnu Severin. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului prin deconectarea bornelor de la acumulatorii autovehiculului.